PSD-ul va trebui să-și pună rame aceste rezultate, pentru că nu le va mai avea niciodată. Din păcate, pentru prima dată, Alba Iulia devine un oraș roșu. Sper că e doar o chestiune de întâmplare, pentru că dacă pun voturile partidelor de dreapta, ajungem undeva la 7.000 de voturi. Și cred că de ei se impune și o să-și transmitem colegilor noștri, o să solicităm să aibă discuții de urgență pentru unificarea dreptei, astfel încât să avem un partid de dreapta puternic, de circa 30%, care să se opună Partidului Stat, Ciumei Roșii, prietenii noștri de la PSD. Eu vreau să vă mulțumesc tuturor pentru efortul pe care l-ați făcut. Am avut o campanie frumoasă, civilizată. Am spus și eu să spun tot timpul, am avut cea mai harnică echipă de campanie și cea mai frumoasă. Din păcate, am și căpătat la capitolul organizare, dar astea sunt chestiuni de natură de. Încă o dată vă mulțumesc. Celor tineri vreau să le spun, fruntea sus și capul sus. Noi am mai trecut prin de-astea, voi nu. Știți cum nu s-a apucat să fiți prea triși, pentru că începe campania cealaltă. Și vă spun de pe acum, pregătiți-vă bocanci. Și la toamnă o să ne luăm revanșa. Da? Vă mulțumesc mult, seara bună!